Despre domnul doctor Viorel Vetrilă vreau să vă zic că este un doctor în științe medicale, este conferențiar universitar, este unul dintre principalii experți din țară în domeniul endoprotezărilor. Activează de peste 20 de ani, timp în care a efectuat mii de intervenții la nivel de șold și genunchi. Are experiența acumulată în clinici specializate din Austria, Rusia, România, Moldova, evident. Și lucrul acesta îi permite să accepte provocări profesionale complexe pe care le soluționează cu succes, dar și să-și împărtășească ideile și cunoștințele studenților la medicină care își doresc să urmeze această cale. Ei bine, despre tot ce înseamnă endoprotezarea și care sunt acele soluții care există în momentul în care articulația șoldului sau articulația genunchiului este mai puțin mobilă, aflăm în continuare de la domnul doctor. Bună ziua, bună seara și bine ați venit cu mare drag la Jurnate. Bună ziua, bine, bine ați revenit, de fapt. Mult mulțumesc. Timp nu am reușit să ne vedem, dar mă bucur foarte mult că ați acceptat această invitație. Mulțumesc. Ce este o proteză? Lăsați-mă să vă întreb pentru cei care nu cunosc. O endoproteză este o articulație artificială care se înlătură, se înlocuiește articulația bolnavă a pacientului cu altă articulație artificială care permite pacientului o calitate mai bună a vieții, o mișcare bună, pacientul se lipsește de dureri în această articulație. Duce o mod de viață mai calitativ. Când se întâmplă și la care categorie de persoane în mod special suferă articulațiile mari, să le zic, articulația șoldului, articulația genunchiului? Mai mult suferă pacienții după o vârstă de 50-60 de ani, dar sunt și persoane tinere care pot suferi de maladiile articulare. În prim rând, este o eventuală evoluție a noastră, a vieții noastre prin nașterea, creșterea, maturizarea și îmbătrânirea, așa respectiv și tot organismul nostru îmbătrânește, respectiv îmbătrânesc și articulații, ele se pierd, cartilajul pierde calitatea, se pierde mobilitatea și în cazul dat noi recurgem la o intervenție chirurgicală. Pot fi unele consecințe a traumatismelor. De exemplu, la tineri, să înțeleg, de multe ori anume traumatismele sunt cele care creează probleme. Da, sunt traumatisme, niște traumatisme cronice. La tineri dereglează unele probleme, dar problemele degenerative, probleme artrozice apar mai târziu. Cât persoana este mai tânără, organismul compensează aceste neajunsuri. Apoi când deja toate resursele sunt epuizate, atunci organismul mai poate compensa toate acestea probleme și atunci recurgem, ne vine rândul și nouă să ne implicăm în tratamentul acestor pacienți. Cei de acasă au avut posibilitatea să vadă câteva din imaginile efectuate în timpul realizării unei intervenții chirurgicale de endoprotezare. Ce este propriu-zis și ce se face la nivel de sală de operație? Ce se face la nivel de sală de operație? Se înlocuiește articulația, cum am spus mai înainte. Sunt diferite poziții a pacientului, special pe masa de operație, depinde de tehnica care o posedă chirurgul, de cazul în care îl avem la pacient. Se pasează pacientul, apoi cu ajutorul anesteziei, și este tot un lucru destul de important, care asigură confortul și a pacientului și a chirurgului în timpul intervenției chirurgicale. În general, este echipa care se află în sala de operații. Se plasează pacientul și apoi se efectuează intervenția chirurgicală. Deja detalii... Este o intervenție complexă? Este una complicată? Sau totul depinde de profesionalismul doctorului? Și în momentul în care vorbim despre intervenții făcute zi de zi, da? Atunci vi se pare, dintr-o parte, că este un lucru mai puțin dificil. E poate să pară dintr-o parte că este o intervenție simplă și banală, dar oricum este realitatea, nu chiar așa este. Este o intervenție destul de complicată, că da, făcând aceste operații zi de zi, poți privi unele situații care pot apărea în sala de operații, dar oricum pentru asta trebuie experiență, trebuie o școală, trebuie o instruire permanentă a chirurgului, a echipei care efectuează aceste intervenții chirurgicale. După intervenția de endoprotezare, persoanele sau pacienții nu mai simt acea durere pe care o simțeau în momentul în care, da, în mișcare,
La nivel de articulație. Vreau să spun că pacienții aduce la operație durerea care ei au. Ei au durere, durerea în ripaus, durerea nocturnă, durerea care pacienții le greu să trăiască cu această durere, în afară de lipsa mobilității articulare. Asta își aduce pe pacient pe masă de operații. După această intervenție, peste o perioadă de timp, sigur, pacientul nu mai are aceste dureri, articulația se mișcă mai bine. Da, protezele propriu-zis care se instalează la nivel de articulații se comportă ca însăși articulația? Da, acum el se comportă însuși ca articulația adevărată a pacientului, adică așa au avansat tehnologiile, că intervenții, că endoprotezele acum s-au adaptat cât mai aproape de articulația anatomică a pacientului. Există mai multe tipuri de proteze? Există mai multe tipuri de proteze, ele se deosebesc între ele, nu numai în designul lor care este, fiecare companie care mare care produce un proteză are un anumit design argumentat prin unele studiile lor, dar și o componentă importantă este cuplul de frecare în proteză, acolo unde se produc mișcările. Cu cât el este mai performant, cu atât proteza ciclului de viață este mai mare. În momentul în care se întâmplă să existe o persoană ce necesită o endoprotezare, aș vrea să ne explicați detaliat cum are loc, propriu-zis. Pacientul vine, se fac anumite investigații, în cât timp se planifică intervenția, cât timp durează, cât timp este spitalizarea, ce se face după intervenție. Vreau să spun că endoprotezarea, în linii generale, este o manevră chirurgicală planificată, rare ori se poate redus și de efectuat operația și în mod urgent, dar nu este o urgență amânată în caz de fracturi interarticulare, când alte soluții nu este posibil, atunci se recurge la endoprotezare. Dacă regulă pacienții ăștia sunt pacienți planificați, care se prezintă în fața ortopedului, se examinează din punct de vedere ortopedic, din punct de vedere a sănătății pacientului, dacă este nevoie să mai fac și alte consulturi la alți specialiști și apoi să duce o convorbire cu pacientul ce înseamnă endoproteza, cum ea se comportă, care este viața pacientului. După endoprotezare se explică pacientului cum trebuie să fie aranjate toate lucrurile în casă, amenajat blocul sanitar, bucătăria, restul necesităților. Există particularități, da, că trebuie de respectat unele reguli, că de o să fie făcut viața mai lungă a protezei care implantăm. Exact. Cât timp este spitalizarea propriu-zis? Spitalizarea propriu-zis este cam de vreo 5-6 zile, uneori și mai puțin, dar tot depinde de vârsta pacientului, de melodiile lui până la de melodiile lui care el le-a avut, le are, cum merge recuperare, de abordurile chirurgicale care se fac, asta depinde. Uneori și mai puțin pacientul poate fi spitalizat în articulație, dar mult depinde și perioada de recuperare post-operator. De obicei, de ce depinde reușita unei intervenții chirurgicale? Reușită? Astfel încât pacientul cât mai repede să se poată ridica și să poată depinde folosi articulația. De pacient, de dorința pacientului de a recupera, de calitatea de implantul care se implantează, de echipa chirurgicală care este, de tratamentul de recuperare în primele zile post-operator și apoi după externarea pacientului. Tot asta în sumă fac o reușită mai bună. Ce se întâmplă în perioada de recuperare? Ce se face propriu-zis? Iată, la nivel de spital, de exemplu, în momentul în care pacientul încă este, de exemplu, la Medpark, da, și ulterior, după ce s-a efectuat intervenția chirurgicală. Pacienții post-operator se cupează sindromul algic care este la pacient după orice intervenție chirurgicală. Există anumite remedii medicale, diferite blocuri a nervilor care permit pacientul să nu aibă dureri post-operator și asta ne permite nou de a efectua mișcările precoce post-operator. În dată, practic, două zi post-operație, pacientul efectuează mișcări în articulație operată,
a doua zi, a treia zi, pacientul se ridică la marginea patului, uneori și se scoală pe cârjă, tot între aceeași zi. Și în toată perioada aflării în staționar, pacientul se adaptează cu mersul, cu ajutorul cârjelor, cu folosirea blocului sanitar, cum este corect să se așeze, să se culce în pat. Este o muncă de echipă. Asta, exact. Pot eu să zic, asta văd din ceea ce, din ceea ce îmi povestiți. În cât timp pacientul merge? A doua zi după operație. A doua zi după operație. Așa, da. Este un lucru pe care dumneavoastră vi-l puneți ca scop? Da. Sau așa trebuie de făcut asta și punct? Asta e scopul intervenției chirurgicale. Proteza să pune că pacientul se deplasează, să aibă mișcare. Uitați-vă, de multe ori se întâmplă ca, mai ales în Republica Moldova, există diferite situații, dar de multe ori se întâmplă ca persoana să ajungă la medic în momentul în care deja nu mai rezistă. Sau a folosit acea articulație șchiopătând sau încet, încet, încet. În momentul în care durerea deja nu mai rezistă la ea, vine la doctor. Totuși, care sunt acele semne sau acele simptome, acele senzații pe care odată simțite o persoană trebuie să vină la doctor și să nu aștepte până deja articulația este distrusă? Păi pacientul aduce la doctor durere, cum am spus. După orice pacient cu durere articulară, trebuie să se adreseze la specialist, cum mi-a spus, la reumatolog sau la doctor ortoped, în dependență de maladiile care le are. Și apoi doctorul ortoped trebuie să recomande unei remedii de a mai prelungi viața articulației pacientului care este. Dacă nu, deja recurgem la alte intervenții chirurgicale. Dar dacă pacientul se adresează în perioada recentă, sunt remedii medicamentoase, conservatoare și terapeutice recuperatorii care îmbunătățesc starea. Pot face diferite intervenții reconstructive pe articulații, pe oase care păstrează articulația nativă a pacientului, dar îmbunătățește starea ei și prelungește viața acestui articulație, adică recurgem la endoprotezare mai târziu, nu în perioadele recente. Există o limită de vârstă atunci când endoprotezarea poate fi făcută? Nu. Sigur, nu se efectuează la copii mici, când nu este acolo, sunt alte metode de tratament, când nu sunt închise încă zonele de creștere, pacientul crește și se poate efectua alte intervenții chirurgicale de remodelare, spunem așa. Dar mai sunt situații când și la copii, chiar de vârstă 16-17 ani, am efectuat și la acest pacient intervenții chirurgicale, când recurgem la endoprotezare, când alte soluții deja nu mai sunt. Nu mai sunt. Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Cei de acasă vor avea ocazia săptămâna viitoare să vadă un reportaj pe care l-am făcut atunci când am fost la Spitalul Internațional MedPark, astfel încât cei de acasă să vadă cum este propriu-zis într-o sală de operație și cum lucrează domnul doctor în plină activitate. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc, dumneavoastră! Așadar, am discutat despre tot ce înseamnă endoprotezarea și soluția care există în momentul în care articulația șoldului și a genunchilor nu funcționează, alături de domnul doctor Viorel Vetrilă, ortoped traumatolog specializat în efectuarea endoprotezărilor la Spitalul Internațional MedPark.